După MedLife și Digi, încă o companie antreprenorială românească vine la Bursa de Valori București, AGES Târgu Mureș, Asociația pentru Aplicarea Generatoarelor Statice. Dar ce face AGES? Ce produce? Și mai important, cum a ajuns o mână de cercetători români să pună bazele unui business de 5 milioane de euro pe an și să exporte 75% din producție? O perspectivă completă asupra unei povești de succes. Îți oferim chiar acum. Sunt Florin Cepraga. Începe 724 Capital. Ce fel de echipamente produceți aici? AGES proiectează și fabrică niște instalații industriale complexe care includ parte mecanică, electrică, electronică, IT și care sunt utilizate în general în toate industriile dezvoltate unde se fabrică mașini care conțin componente metalice, special fier. Producem echipamente care tratează metalul începând de la nașterea lor, instalații care sunt folosite pentru topirea metalelor, ca să fie turnate piese. După aceea sunt instalații care încălzesc piesele în masă ca să fie forjate, să primească forma potrivită aplicației și până la urmă, când piesele sunt fabricate, sunt finalizate și când e nevoie ca suprafețele în zonele expuse uzurii să fie durificate, atunci sunt aceste operații efectuate în instalațiile de călire pe care le proiectăm și le fabricăm. A spus acest cuvânt, pe care le proiectăm. Tot ceea ce produceți este proiectat aici, la dumneavoastră? Pentru noi este valabil de la cap la coadă made in România. Și suntem bucuroși că suntem dintre firmele care, bineînțeles, între alte firme bune din țară, putem oferi clienților concepția și ajutăm ca inginerii buni și muncitorii buni să rămână acasă și să producă aici acele echipamente pe care le exportăm în loc să exportăm forțe de muncă. Câte la sută din ceea ce produceți aici exportați? Aproximativ 75%. Instalațiile noastre sunt livrate practic fie direct, fie prin partenerii noștri din Germania, în toate țările lumii. Cum s-a născut acest proiect? În anii 80, 83, 89 până în 90, eu am lucrat la filiala din Târgu Mureș, a Institutului de Cercetare din București și am lucrat cu o echipă care avea ca sarcină principală modernizarea unor instalații industriale în acest domeniu. Iar în 90, după ce s-au întâmplat acele evenimente, am sesizat faptul că va fi o perioadă tulbure, va fi o perioadă incertă și atunci am decis să încercăm să avem grijă de noi înșine, făcând exact ceea ce am făcut înainte, dar poate puțin mai bine. Și acum când vorbim, în spatele meu, de fapt, se află cei 10 oameni cu care am început și se află cei peste 100 de oameni cu care am ajuns în ziua de astăzi ca să realizăm ceea ce am planificat atunci. Cum era să faci afaceri în anii 90? În anii 90 era foarte interesant, fiindcă puteai să te întâlnești cu oameni, cu conducători, cu specialiști din diverse firme, începând de la Ploiești, Baia Mare și alte localități mai mici din țară, care vroiau să facă ceva. Și am avut plăcerea să întâlnim oameni care au vrut să continue activitatea industrială. În anii 90, majoritatea lucrărilor a fost pentru țară. După aceea, după prima perioadă, bineînțeles, a venit momentul ca să ne diversificăm și să încercăm să lucrăm și pentru clienți din afară. Noi discutăm acum despre firmă, dar firmă nu înseamnă cele câteva instalații, chiar dacă ele sunt complicate, chiar dacă sunt frumoase și utile. Ceea ce e esențial sunt oamenii. De ce ați decis să vă listați pe bursă? Locul nostru este la bursă. Eu sunt acționar, am acțiuni la bursă și aș dori și în calitate de acționar să existe cât mai multe
firme, cât mai multe oportunități, unde cei care vor să investească, să investească în scopul evident de a-și asigura anumit venit. Firma noastră a ajuns la maturitate când deja nu mai avem nevoie să investim foarte, foarte mult din profit pentru dezvoltare, deci ne permitem ca o parte considerabilă în profit să fie repartizat sub formă de dividende. Pe de altă parte, fiindcă toți suntem interesați să extindem piața și sub aspect geografic și sub aspect de diversitate, există oportunitatea de a face investiții, dar investiții semnificative. Ori, în cazul investițiilor semnificative, bursa este o soluție bună. Listarea de bursă înseamnă să treci printr-un examen. Și acest examen, în cazul în care vrei să promovezi mai departe, trebuie să treci examenul. Și pentru o companie care are o viziune, care știe ce dorește să facă, care este sigur, stă sigur pe picioarele sale, listarea pe bursă este o posibilitate. Unde vedeți Agis peste 5 ani de la listarea pe bursă? Unde suntem acum, dar cu câteva cifre mai mari, mai bune și, bineînțeles, cu noi clienți. Dacă tot aveți atât de multe instalații aici, ne arătați și nouă cum funcționează câteva dintre ele și câteva dintre produsele pe care le faceți? Cea mai mare plăcere. Vă mulțumesc pentru întrebare și hai să vedeți câteva dintre ceea ce am făcut și ceea ce există la noi. Ce găsim în această hală? Aici ce instalație este? Aici o instalație de călire prin inducție care va fi folosită pentru piese din mașinile Volkswagen. E o mașină care va fi comandată de calculator, o mașină dintre cele mai evoluate pe piață. Aici ce aveți? O altă mașină care va fi folosită undeva în China, în Nanjing, dar această mașină va fi alimentată cu piese de un robot care face munca oamenilor. Aici va fi ușor de lucrat. Aici văd bușe sau ce sunt astea? Sigur, niște bușe care suprafața internă va fi durificată prin călire, sunt pentru vagoane arat, vor funcționa undeva în trenurile cu care vom circula. Și acolo, ce funcționează acolo? Acolo se călesc niște bolțuri, suprafața externă este supusă uzurii și prin călire, prin inducție, devine dură și nu se uzează niciodată. Vă rog frumos să ne spuneți câteva informații despre dispozitivul de aici și ce face el. În cadrul unui proiect de finanțare guvernamentală, câștigat împreună cu Politehnica București, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, noi participăm cu realizarea acestei instalații, care este instalația prototip, în care urmărim topirea metalelor în condiții de înaltă puritate. Acest lucru înseamnă că în această incintă creăm atmosferă de argon care protejează metalul de topit și topim în levitație care are caracter de noutate destul de deosebită, însemnând că metalul nu face contact cu niciun creuzet, cu nimic. Politehnica București, respectiv Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor, va folosi pentru a experimenta aliajele corespunzătoare, va realiza niște probe de genul acesta, care se secționează în niște mici discuri, care la urmă vor fi predate Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș pentru a efectua cercetări în medii biologice. Respectiv, cât de puternic contaminează metalul respectiv țesutul biologic, respectiv cum se degradează acest metal în mediul biologic în care este expus. Care este contextul în care apare această listare pe piața de capital?
Am putea spune că e o conjunctură favorabilă, având în vedere creșterile din ultima vreme, având în vedere listarea celorlalte două companii, MetLife și Digi, dar în același timp este și un context oarecum aglomerat din cauza perioadei în care toate companiile au datele ex-dividend și apar aceste dividende speciale din partea companiilor statului. Cred în această putere a exemplului. Comparația cu MetLife și cu Digi este una fericită pentru AGES dacă ne gândim oarecum la perspective. Dar nu putem aștepta într-o bursă în care nu sunt foarte multe companii să vină doar acele companii mari să se listeze. Trebuie să arătăm că și companiile mici pot crea valoare adăugată și ar putea să crească cu ajutorul bursei. Este ceva important de transmis și consider că oamenii ar trebui să știe? După ce compania va fi listată, normal, rezultatele financiare vor vorbi despre activitatea oamenilor de aici. Dar până atunci, cred că trebuie analizat foarte bine ceea ce e produs. Și astăzi e produs valoare adăugată. Piața de capital românească ridică bariere, nu le pune. Și tot mai multe companii încep să vadă bursa ca pe un habitat natural pentru dezvoltarea afacerilor lor. Sunt Florin Cepraga și îți dau întâlnire la următoarea ediție 724 Capital, să vedem ce se mai întâmplă nou pe piața de capital.